ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou podcast Pleștul nostru. Numele meu este Alesia Marin și astăzi, împreună, vom promova tineretul și inițiativele pe care aceștia le au. Îl am alături de mine pe Radu Simionescu, o persoană specială pentru întreaga comunitate prahoveană, care are o mulțime de inițiative în rândul tinerilor din Ploiești. Bună, Radu! Bună, bine am găsit! Ce faci? Cum ești? Ca la final de an, cu multe lucruri, încercăm să închidem anul, să închidem proiectele și ne pregătim 2024. Mă bucur mult că ultimul podcast de anul acesta l-am cu tine. Aș vrea să începem prin a-ți prezenta toată traiectoria pe care ai avut-o tu încă de pe băncile liceului, încă de când erai tânăr. Cum ai ajuns în acest punct? Bun, e bine. Sper că avem destul timp ca să putem povesti întreaga traiectorie. Speranță. Practic, activitatea mea în acest cadru non-formal sau de tineret începe undeva cu 20 de ani, când m-am înscris prima oară într-o organizație, într-un club de ecologie. Eram clasa a 7-a, a doamna profesor Milicel. Era cea care coordona, care și astăzi coordonează astfel de activități, fiind profesor de biologie în Mihai Viteazu. După aceea am continuat, m-am implicat la nivel de Consiliul Școlar al Elevilor, fiind inclusiv președinte al Consiliului Școlar al Elevilor din Mihai Viteazu, fiind reprezentant, la acel moment nu exista CSE-urile sau, nu CSE-urile, CGE-urile, nu exista Consiliul Județean al Elevilor, exista Consiliul Local al Elevilor la acea vreme, pentru că era la început, și am fost chiar membru în primul Consiliul Local al Elevilor, practic prima structură pentru elevii la nivel de județ care a fost înființată undeva în 2005-2007 a fost acel mandat. După aceea m-am implicat și în Parlamentul European al Tinerilor, unde am fost inclusiv vicepreședinte la nivel național, participând la peste 30 de evenimente internaționale. Am plecat la studii în afară, în sănătate am fost membru, am înființat în 2007, pentru că am fost prima generație care era în Uniunea Europeană, și am înființat Asociația Românilor din Manchester, am fost și secretar general al Asociației Studenților din Europa de Est, pentru că aceea era la acel moment în Manchester pe cea apărut cele pe națiuni, pe țări, pe țările este europene. Am fost între timp ales membru în Uniunea Studenților din Manchester, am continuat cu UIP-ul, m-am întors în România în prima oară în 2010, în 2009 am fondat Eurospirit. Eurospirit, care a fost organizația care a preluat festivalul de muzică rock și electro, a fost un motorock și a creat ediția de Free Fest, pe același concept de muzică rock și electro. Am arătat o tură la master în sănătate, m-am întors a doua oară definitiv și după aceea încet m-am implicat în sectorul de tineret la nivel local, fiind inclusiv fondator al Fundației pentru Tineret Prahova, inițiator al Consiliului Consultativ pentru Tineret la nivel de municipiul Ploiești, coordonator al celor două aplicații pentru Capitala Tineretului din România în 2017 și 2022, a doua care deja știm că a fost câștigată și la anul va fi implementată, și foarte multe alte activități am fost cât de scurt am putut fi. Focusându-ne acum pe partea aceasta de manager al proiectului Ploiești Capitala Tineretului 2024, pentru că știm cu toții că Ploiești va fi anul viitor Capitala Tineretului, aș vrea să te întreb, de unde a pornit toată această inițiativă? Cum anume a ajuns Ploiești, într-adevăr, în punctul în care este astăzi să fie Capitala Tineretului 2024? Inițiativa și gândul pleacă undeva în 2013, când am descoperit pe internet, trăiască epoca internetului, candidaturile pentru Capitala Europeană de Tineret. La acel moment nu exista încă proiectul de capitală națională. Atunci am văzut că Clujul va fi în 2015 capitală europeană și am demarat primele discuții cu primarul în funcție în acea vreme pentru a scrie o aplicație pentru capitala europeană. Între timp, schimbările politice au decurs ca primarul cu care avem susținut discuția să nu mai fie în această funcție. Anii au trecut și după aceea a apărut acea oportunitate în urma Clujului ca capitală europeană din tineret de a fi capitala națională. Și atunci, în acel moment, practic, am reușit să reunim structurile de tineret la nivel local relevante, sub umbrelă, și am fondat FCT Prahova, Fundația pentru Tineret Prahova, și totodată am
înființat și Consiliul Consultativ ca și pârghie prin care putem, să spunem, structurilor locale, administrative, gândurile și problemele pe care le are sectorul. Iar de aici am început să scriem povestea. Mă bucur mult că există astfel de oameni în județul Prahova, în Ploiești, care își doresc schimbarea în bine a întregii comunități, astfel încât să poată să facă anumite proiecte, anumite activități pentru tineri, astfel încât pe viitor Ploieștiul să fie într-adevăr un oraș mai bun. Acum aș vrea să ne focusăm pe partea de activități pe care vreți să le implementați anul viitor, în 2024, pentru tineri, astfel încât tinerii se poată dezvolta și să se simtă în Ploiești ca acasă. Un loc în care pot învăța, un loc în care au cui să ceară sprijin în momentul în care au nevoie de el. Ce activități vreți să organizați, să desfășurați? Înainte de intra în evenimente, e important de înțeles că tot ceea ce am făcut, tot ceea ce am făcut atât individual cât și ca membru al unei echipe, pentru că, până la urmă, dacă nu ești într-o echipă, singur nu poți realiza nimic. Am făcut pentru viitor și pentru ideea în sine că ca Ploieștiul să se dezvolte, ca Ploieștiul să mai aibă o șansă, ca Ploieștiul să fie viu, să zicem frumos cuvântul ăsta, să fie viu, să nu mai fie de cenușiu, de griu. Face de gri, mult cum sună. Da, este de a crea proiecte pentru tineri, pentru că acești tineri nu să rămână în Ploiești. Pentru că ideea de a rămâne în Ploiești este una, părerea mea, expirată. Ci mai degrabă de a se întoarce în Ploiești. Pentru că ne dorim în Ploiești să-l dezvoltăm. Și ca să-l dezvoltăm, trebuie ca tinerii să plece, să experimenteze, să aibă tot felul de experiențe relevante care să îi formeze ca și oameni, după aceea să doar să se întoarcă. Și este evident că nu ne putem dori o viață în care mergem doar la un job, ne trezim dimineața, mâncăm dimineața, mergem la job, ne întoarcem, mâncăm de seară și ne culcăm. Nu putem trăi așa. Atunci, într-adevăr, trebuie puse, practic, planta acele semințe ca să dezvoltăm acele concepte, acele evenimente, ca ploieștenii, nu doar tinerii, comunitatea în sine, să aibă ce face în timpul liber. Și, practic, de aici pleacă și aplicații, deci pleacă și acronimul de Play pentru Ploiești și gândirea de a avea un număr minim de 36 de evenimente în 2024, conform anului calendaristic, dar de evenimente care vor fi sub egida capitalei. Nu înseamnă neapărat că le facem noi, ci vor avea o componentă de tineret. Asta înseamnă că, de exemplu, municipalitatea, care are în subordine teatru, filarmonică, clubul sportiv, casa de cultură, au tot felul de evenimente pe care le fac anual, recurent. Dar acele evenimente trebuie să aibă o componentă de tineret. Deja am reușit în 2023 pe anumite evenimente să impunem acest lucru. Vorbim, de exemplu, de tabla de sculptură, care a avut pentru prima oară în cei peste 5 ani de existență, în sfârșit, un sculptor tânăr. În sfârșit, un sculptor de 135 de ani. Ceea ce este o mare realizare, pentru că am dat șansa și celor tineri să vină și să creeze. Poate nu sunt la fel de buni sau expresivi, că vorbim de cultură, ca cei cu mai mare experiență, dar numai prin încercare vor reuși. Și atunci asta ne propunem noi în 2024, pe cele 6 arii pe care le-am identificat, respectiv educație, cultură, social, sport, antreprenoriat și mediu, să dezvoltăm cât mai multe concepte, cât mai multe proiecte de aici pentru tineret. Și vorbim de evenimente locale, regionale, naționale sau internaționale. Super. Și dintre toate aceste 365 pe care le-ai, 366 chiar, așa, pe care le-ai enumerat, care dintre ele vor rămâne pe termen lung și vor fi concret implementate și pe viitor, după ce anul 2024 se va termina? Gândirea noastră este să avem un număr de minim 12 evenimente care să fie naționale sau internaționale, practic unul pe lună. Scuze. Ne-am asumat un concert, pentru că, într-adevăr, avem, toată lumea știe de Untold la Cluj, dar nu toată lumea știe că Untold a plecat de la o capitală de tineret. Este evident că Ploieștiul nu poate să plece pe aceeași nișă, cum este Untold sau cum este Nevărsiu. Dar ne putem crea un brand, un tip de festival, până la urmă putem merge pe muzica rock, pentru că avem un istorie pe muzica rock, de a avea un eveniment care să fie an de an la Ploiești și care să crească an de an. Iar ca și locații, cred că avem minim cei locații pe care le cunoaștem cu toții, vorbim de stadion, de Parc Municipal Vest, dar mai ales de hipodrom, pentru că este într-un fel sau altul unic pentru țara noastră, mai fiind unul la Mangalia, dacă este în paragină. Și atunci un astfel de concept poate fi dezvoltat foarte bine. Avem
concertul caritabil care a fost anul acesta și care a fost un real succes, unde am fost parteneri. Este un concept care an de an se poate replica pe o altă cauză socială de a susține. Am mai testat anul acesta evenimentul de la Cal la Cai Putere, unde asunții de hipism, de curse de cai și de, normal, de partea asta de echitație, a fost îmbinată cu partea de automobilism și s-au adus practic mașinile retro sau mașinile sportive în același loc cu cai, având atât parte de evenimente sociale cât și parte de curse unde cai au putut alerga în jurul mașinilor. Și a fost pentru prima oară în cei aproape 60 de ani mei pe care îi voi împlini la viitoare, în care am văzut hipodromul arhiplin, în care am văzut hipodromul că nu mai aveam să parchez mașina la undru. Și asta este evident, asta este plăcerea unui eveniment la final. Faptul că ai văzut că comunitatea s-a bucurat de ele. Să un semn că ai făcut bine ceea ce ai făcut. Da, că a ieșit, că a fost ceva care s-a dorit. Cred că asta a fost. Nu în ultimul rând avem Gala Dinătării Prahoveanu, pe care l-am testat în acest an în februarie și pe care vom repeta și în 2024, tot în februarie, unde dorim să premiem tot ce înseamnă non-formal. Pentru că, până la urmă, lumea premiază nota de 10, premiază olimpiadele, dar nu premiem oamenii și structurile care fac lucruri pentru comunitate. Și este un eveniment pe care an de an dorim să-l continuăm. Mai avem un forum educațional pe care avem promisiunea de a îl avea sub un altul patronaj al țării legale principiul de marketat României, un forum educațional între Ploiești, Chișinău și Cluj, care se va ține la Ploiești și care sperăm să devină o tradiție. Avem convinși deja și bătă palma de a face sesiunea națională de a UIP România, European Youth Parliament, a European Tinerilor din România, de a o face la Ploiești în 2024. Sunt doar câteva din evenimentele pe care le vom face la anul. Avem un concept pe care l-am testat în luna noiembrie despre muzică de film, unde, pe care la fel dorim să facem bianual, practic de două ori pe an, cu Filarmonica din Ploiești și care la fel am avut o sală de aproape 600 persoane plină la Casa Sindicatului și la fel a demonstrat că este un lucru care prinde oameni și care oamenii și doresc, pentru că în final asta este, practic și noi ne aliniem cu ceea ce face Filarmonica sau Teatrul din Ploiești, de a crea evenimente pentru comunitate, de a-i stârni puțin, de a le stârni imaginația, de a veni inclusiv cu idei. Asta este. Și în ultimul rând avem două evenimente la nivel internațional, sportive, pe care le ducem la Ploiești. Avem campionatul european de tir cu arcul, care o să fie în a doua săptămână din luna iulie, și avem campionatul european de basket junior, care o să fie în prima săptămână din august. Sunt doar câteva care sunt acum bătute în cuie și care știm sigur că vor fi la anul și multe, multe altele. Foarte multe evenimente și foarte interesante, care sunt sigură că vor avea un impact pozitiv asupra tinerilor. Și întorcându-ne acum la primul eveniment pe care l-ai menționat, acel festival în stil Untold, cumva pe partea de rock, sunt sigură că el va ajuta cumva tinerii și din afara Ploieștiului să poată să vină în Ploiești și să vadă ce avem noi ca oraș de oferit. Și mai mult decât atât, să dezvolte și turismul și economia la noi în oraș. Trebuie să înțelegem că Capitanatul Național de Tineretă României, cum o să fie Ploieștiul în 2024, nu este a ploieștinul. Este a întregii comunități, cel puțin prahovene, dacă nu la nivel național. Pentru că, până la urmă, practic, scopul acestui titlu este de a aduce toate evenimentele la nivel național la Ploiești. Că vorbim de concert, că vorbim de summit-urile care vom, practic, vom încheia anul capitalei, că vorbim de prețul pe care le-am povestit, sunt evenimente pentru comunitate și nu doar pentru ploieșteni. Și nu doar pentru segmentul de tineri sub 35 de ani. Pentru că chiar dacă un european spune 14-35 de ani ca și segment tineret, evenimentele sunt să aibă componente de tineret. Nu să fie pentru tineret, sunt pentru comunitate. Și asta este important și asta este important ca ploieștenii să înțeleagă că ceea ce facem, facem separat de mediul administrativ, separat de politică, facem pentru comunitate și facem niște evenimente care sperăm să revină. În final, suntem deschiși de a lucra cu toată lumea, nu avem nicio problemă nici cu primăria, nici cu Consiliul Județean Prahova, nici cu prefectura, indiferent că au alte culori politice. Nu, asta contează, contează că la final țelul nostru ăsta este practic de a crea niște evenimente care să rămână pentru comunitate, pentru că omul într-o funcție nu rămâne
permanent și eu nu-mi doresc în 2024 la final, când probabil că mă voi retrage după atâția ani pe acest sector de tineret, să rămână ceva în urmă și ceva care să rămână Ploieștiului. Cu siguranță asta este cel mai important. Ca la finalul activității să știi că, uite, a rămas chestia asta în urma mea, am făcut asta, am implicat și am impactat tinerii în următoarele activități. Și acum aș vrea să ne întoarcem puțin la facultatea pe care ai urmat-o. Ne-ai spus mai devreme că ai absolvit public policy la Manchester, în Anglia. Și apoi ai spus că te-ai întors în țară. Te-ai întors în Ploiești, te-ai întors în România, pentru că ți-ai dorit să ai un impact asupra tinerilor. Și aș vrea să te întreb, ce mai exact te-a motivat, văzând ce este dincolo, văzând ce este în Anglia? Cum ai luat decizia să pleci în țară? În continuare, ce de a pleca din țară a fost una total altfel decât ați înțelege voi astăzi, având în vedere oferta de care este astăzi în România pentru studii în afară, vorbind de 2007 sau vorbind de 2006, practic când eu am aplicat, în România nu era țara Uniunii Europene. În fine, la acest moment am aplicat și pentru că România venea pe un fond, începe să vină pe un fond ascendent de dezvoltare atât economică cât și administrativă și mai ales culturală, pentru că intrasem deja în NATO în 2003, deja se știa că vom intra în 2007 în Uniunea Europeană, erau niște modificări ce se vede destul de mari. A fost în șansa să merg când eram în liceu în trei schimburi Comenius, astăzi Erasmus Plus, dacă nu mă înșel, s-a schimbat denumirea și începem să văd ce înseamnă studiul preuniversitar la nivel de Occident. Și am fost în Polonia, Franța și Germania. După aceea am avut șansa de a fi o generație care am primit bursă din partea Guvernului României pe un program făcut de ONU. Practic ONU manageria tot programul, iar Guvernul României a finanțat 3 generații, 163 de tineri la acel moment, normal, pentru ca mai apoi să ne întoarcem în România. Totul a fost ok cu partea de studii, mai puțin cu partea de întoarcere în România, când obligativitatea guvernului de a ne implica pe noi, care eram școliți, practic, pe banul statului român, de a ne implica în mediul administrativ și de a schimba ceva, momentul acela probabil că a fost un pic în conflict cu ceea ce se dorea la nivel guvernamental. Și atunci partea de a oferi locurile de muncă și a ne încadra în sistemul de stat a eșuat cu brio. Revenind la întrebarea ta cu ce m-a convins să mă întorc, sau practic de când am plecat mi-am dorit să revin în țară la un moment dat și să schimb ceva. Și probabil că printre puține lucruri pe care nu am reușit să realizez în cei 13-14 ani de când m-am întors în țară este faptul că nu am reușit să ajung să predau. Este una din chestiile pe care mi le-am dorit când m-am întors în țară, să am șansa ca măcar o lună să încerc să predau la nivel universitar sau preuniversitar, în fine, metodele pe care acolo le-am învățat. Și sunt multe lucruri pe care m-au marcat. Fie că vorbim de la faptul că în momentul în care am intrat la facultate am avut un îndrumător care era, în fine, laureat al primului Nobel și mai departe, cu studii cât cuprinde, și care ne-a spus la început că nu, cu mine nu vorbiți cu doamna profesor, doamna doctor, și mi-a spus că noi vorbiți cu Angie, pentru că respectul se câștigă, nu se impune. Și aia a fost probabil primul șoc, pentru că veneam dintr-un sistem educațional nu oriental, dar estic, în care știm cu toții că dacă nu spuneam și nu vorbeam frumos, era altceva. Și acolo s-a schimbat foarte mult. Un alt șoc pe care l-am avut a fost momentul în care am intrat în biblioteca Universității din Manchester și m-a zis ca în Harry Potter, putem spune. Cu o mega încăpere plină cu cărți și în care găseai de toate. Adică mi-aduc aminte că am găsit inclusiv planul cincinal al Nicolae Ceaușescu din 1970. Deci ceea ce a fost un șoc pentru mine să văd astfel de cărți și în limba română. Dar, în fine, găseai orice. Și m-am întors în România, bine, am avut la acest moment șansa să puteam să rămân și acolo, să mă întorc, m-am întors. Nu regret după atâția ani că m-am întors, pentru că în continuare cred că dacă generația noastră nu schimbă ceva, dacă generația noastră nu se întoarce să schimbe ceva, această țară va avea un destin tragic.
și va fi într-un fel sau altul eșuată. Și atunci cred că trebuie să ne întoarcem cu experiența pe care o avem și să încercăm să schimbăm ceva, că nu întotdeauna vom reuși, că după 13 ani poate am reușit să schimb foarte puțin și probabil că peste acest segment de tineri am schimbat ceva sau mi-am stat amprenta, este partea a doua, dar unul câte unul câte unul, numai așa putem reuși. Și într-adevăr încep încet încet să se vadă și la nivel macro aceste schimbări, că încep să vină și tineri care au studiat în afară și începem să-i vedem și în funcții publice și în guvern sau în parlament, ceea ce este un plus, cred eu. Pentru că au o experiență care va ajuta foarte mult. Siguranță. Schimbarea până la urmă începe de la fiecare dintre noi. Și da, doar împreună putem să ajungem în punctul pe care ne-l dorim. Și nu contează cât de mare este schimbarea. Contează să fie acolo un pic. Pentru că, până la urmă, pic cu pic cu pic, vor face un plus. Este rezultatul final pe care îl vrem și îl așteptăm. Da. Deci, pentru că ai spus mai devreme că ți dorești sau ți doreai, cel puțin, să poți să predai la nivel universitar sau preuniversitar. Eu sunt sigură că și în cadrul Fundației Județene pentru Tineret ai oportunitatea să impactezi tinerii și poți să le predai din tot ceea ce ai învățat tu în Anglia prin intermediul workshop-urilor și, mă rog, ședințelor pe care le ai cu ei. Da, ne-am asumat prin candidatură să pregătim formal sau non-formal peste 1000 de tineri. Atunci, într-adevăr, prin ceea ce facem, prin cursurile pe care începem să le acredităm pas cu pas, la un moment dat, da, ajung să predau. Și îmi doresc să le împărtășesc din experiența mea și să, indiferent că se spune că e bine să greșești ca să înveți, să nu repete unele greșeli pe care poate eu le-am făcut. Și scopul meu, practic, ăsta este, să încerc să le împărtășesc mai multe lucruri și niciodată cei care mă cunosc și care m-au văzut nu voi vorbi despre politică sau despre alte lucruri care nu interesează, ci mai mult despre viața lor și ce pot să facă și despre oportunitățile care sunt imense acum pe care le aveți voi ca și tineri, comparativ cu ce aveam noi acum 10-20 de ani sau cu ce aveau părinții mei, de exemplu, acum 50 de ani. Schimbările sunt fantastice și oportunitățile sunt mai mari, inclusiv la nivel de structuri non-guvernamentale. Dacă în 2009, când am pornit Eurospiritu, aveam 2-3 variante de finanțare rambursabilă, astăzi avem, numai noi, anul acesta, avem luate finanțări pe proiecte pe vreo 7 tipuri de surse. Deci ceea ce este o schimbare enorm de mare. Cu siguranță. Și tot așa pe partea aceasta de învățare a tinerilor. Cum anume putem să-i motivăm, să-i determinăm să se întoarcă în țară în momentul în care pleacă? După facultate, după ce își termină studiile? Să le creăm acele premise pentru a se putea întoarce și nu întotdeauna contează pachetul financiar. Pentru că, da, într-adevăr, mulți pleacă pentru pachetul financiar și tot timpul vei compara, nu știu, România cu Franța, dar, sau România cu Marea Britanie, că tot vorbim de Marea Britanie. Dar trebuie să gândim și ceea ce oferă Marea Britanie, ceea ce oferă România, prețul produselor în Marea Britanie, prețul produselor în România. Adică trebuie să fie o chestie de pondere. Dar nu spun că nu contează, dar chiar dacă și asta contează, cred că motivațional sau sufletește, îi convine mult mai ușor să se întoarcă dacă au niște lucruri pe care să îi impacteze, pe care să empatizeze, cred că este mult mai bun. Să aibă niște evenimente, pentru că foarte mulți care pleacă în țară, oricum au un sentiment pentru țara lor, pentru că acolo, în general, acolo rămâne familia. Este o chestie care te trage înapoi în țară. În momentul în care le creezi acele premise că pot avea și o viață socială, o viață culturală, o viață educațională. Practic le stimulezi un pic gândirea și mediul, atunci, într-adevăr, e mai ușor să-i convins să se întoarcă. Colaborat cu o administrație eficientă, cu o administrație productivă, cu o administrație care probabil că poate să atragă fonduri, pe lângă fondurile europene, poate să atragă investitori străini și automat creează și mediul de afaceri, mediul de business la nivel occidental, practic asta este de succes. Pentru că, în urmă, toată lumea se uită la Cluj, Oradea, Timișoara, Arad, dar trebuie să ne uităm exact ce au făcut. În urmă, Clujul, de exemplu, în 2008 sau 2007, a luat decizia ca tot ce înseamnă producție să se închidă și am partea de servicii de IT și, practic, așa s-au ridicat și automat. În momentul în care ridici mediul și aduci anumit investitori, că vorbim, nu știu, de au adus Nokia sau Siemens în Cluj, automat ridici și nivelul. Atât al intelectual al oamenilor,
cât și al evenimentelor, pentru că în momentul în care aduci cât mai mulți oameni buni, mai mulți specialiști, vei crea și evenimente, pentru că aceia vor stimula și vor veni cu diverse propuneri. Și nu doar din Cluj, pentru că până la urmă și Cluj s-a dezvoltat nu doar cu clujeni, ci cu medii universitare. Este un întreg ecosistem în care inclusiv partea universitară trebuie să intre, în care partea universitară trebuie să se modernizeze, să vină cu, dacă vine Ploiești, să vină cu programe noi. Pentru că eu am o teorie și probabil că teoria mea și nu știu că toți mă rog cu ideea. Cred că trebuie un pic de branding a universității. Și cred că dacă avem, chiar dacă avem o istorie pe petrol și gaze, și pentru că avem o istorie locală de petrol și gaze, trebuie un pic să facă un rebranding pe denumire. Și ar putea să schimbe denumirea Universitatea, nu știu, din Ploiești și poate să dea după aceea o denumire Marin Mehedințeanu, ca să vorbim despre un partea petrolieră, sau să o lasă în din Ploiești, pentru că istoria facultăților pe care le au nu se șterge cu buretele. Eu, și dau exemplu de Manchester, unde universitatea a fost fondată în 1824. În 1824, România cutea înainte de omorâția pe Dorin Vladimirescu. Deci nu exista România, exista țara românească. Și avea universitate. Și în 2004, deci la 80 de ani distanță, au decis de trei universități care erau în Manchester, Victoria, Metropolitana și de Manchester, să se unească sub o singură denumire, Universitatea din Manchester, pentru a avea putere. Și au înțeles că chiar dacă brandul lor de la 1824 se schimbă denumirea, istoria rămâne. Și au reușit să devină a 12-a universitate din lume. Și în care au cel mai mare campus din Marea Britanie, în care au 10 laureați de premiul Nobel și în care au 180 de naționalități studenți. Deci s-a putut la un alt nivel. Și atunci, pe același principiu, normal, sunt proporțiile, putem ajunge la Ploiești. Adică cred eu că la Ploiești, pentru a putea crea premisele, inclusiv de a rămâne tinerii sau de a atrage tineri, este și de a crea acele facultăți. Pentru că și aici putem vorbi despre învățământ dual, care se poate încadra cu mediul universitar, pentru că aducem finanțatori, aducem investitori străini. Dar și aceia au nevoie de mână de lucru. Mână de lucru o creezi cu mediul universitar. Stau cu școlile sau cu învățământul dual. Deci e un întreg ecosistem pe care încercăm cât putem la nivelul nostru și cât putem relațional să-l îl explicăm, să-l facem să înțeleagă. Dar eu cred că Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești are o mare șansă astăzi, pentru că are o conducere nouă, o conducere tânără, și atunci sunt șanse foarte mari ca ei să înțeleagă toate aceste lucruri și să meargă către calea care poate să fie succesul. Pentru că altfel se pot trezi ca Alba Iulia, care a fost, practic nu mai este Alba Iulia ca universitate, este tot Babeș Bulia de la Cluj. Și Alba Iulia este o secție, sau Suceava, care aparține de Iași. Și așa mai departe. Înțeles. Deci, practic, soluția astfel încât să putem să aducem tinerii înapoi în țară și să-i motivăm cumva să se întoarcă, este în primul rând să dezvoltăm universitățile din Ploiești, mă rog, și din țară. Universitar, da, mediul de business, creăm cât mai multe facilități, dacă mă întreb bine, pentru investitori străini, pentru a crea locuri de muncă. Și aici se poate lucra foarte mult pe partea de non-poluare, pentru că, ok, toată lumea știe, Ploiești e înconjurat de rafinerii. Nu se prea desfințăm rafinăriile, pentru că, Doamne ferește, nu știu, undeva la 30.000 de persoane care sunt dependente de cele trei rafinării care funcționează în jurul Ploieștiului. Dar putem de acum încolo să creăm altfel de activități. Cu siguranță și totodată să și unim tot colectivul, toată comunitatea, astfel încât împreună să putem să desfășurăm anumite activități. Pentru noi, pentru creșteni, grafoveni și pitici de român. În final, 2024, așa cum spuneam, este un an în care plantăm semințe și în care putem scrie istorie. Și istoria o scriem prin a-i face pe oameni să înțeleagă, prin a începe să dezvolte anumite lucruri. Inclusiv faptul că noi acum lucrăm și în 2024 ne-am asumat că am ieșit cu o strategie de tineret la nivel de Ploiești pe următorii 6 ani și acolo se vor găsi anumiți pași concreți care trebuie făcuți an de an astfel că să dezvoltăm. Trebuie să învățăm și să acceptăm să învățăm. Pentru că trebuie să înțelegem că nu le știm pe toate, că nu suntem cei mai buni și numai dacă ne uităm la modele și modele sunt în jurul nostru, adică nu sunt departe. Nu trebuie să aspirăm să fim ca Berlinul, Paris sau Viena. Dar eu zic că putem aspira să fim la un nivel de Brașov, Arad, Oradea. Nu menționez Cluj sau Timișoara.
Înțeles. Da. Mulțumim foarte mult. Cum aș vrea să mergem să preamintim ceea ce ai spus tu mai devreme, ai făcut parte și în Consiliul Elevilor, când ai fost tu în liceu. Și aș vrea să te întreb, cum vezi tu la momentul de față Consiliul Școlar al Elevilor, Consiliul Județean al Elevilor, comparativ cumva cu modul în care își desfășura el activitatea când erai tu în liceu? Inexistent. Cred că cel mai bun cuvânt de spus și vin după o perioadă în care în ultimii, în 2017 începând mai ales, am lucrat cu fiecare președinte de Consiliul Elevilor, fie că vorbim de Ioana Băltărețu, de Sonia Maier, de Robert Avram, de David Ristea, în fine. Și mai departe, mi se pare pentru prima oară în ultimii acești 6 ani în care mi se pare că este inexistent și recunosc că în primii ani de, pentru că fiind și consilier local, în primii ani de mandat de consiliu local era epuizant când Robert sau David veneau în consiliul local al municipiului Ploiești și se bătea pentru drepturile elevilor. Astăzi este foarte ușor, nimeni nu mai vine, nimeni nu se bate și nu-i vezi. Și atunci cred că un pic a uitat partea de reprezentare a elevilor. Cred că sunt un pic, au devenit un pic de gășcuță și din păcate au început să copieze metehnele proaste ale politicienilor. Și asta este dezamăgitor pentru unul care are 20 ani în domeniul acesta și în care îmi pun speranța în viitorul orașului și mă gândesc că ei ar trebui să fie niște etaloane. Și atunci, dacă aceste etaloane nu sunt ceea ce trebuie, nu este bine. Iar la nivel de Consiliu Școlar al Elevilor, din păcate, sunt mult prea puține care chiar fac ceva și chiar se dezvoltă. Mi-aduc aminte cu 20 de ani. Ce urât sună, ce mulți ani au trecut, în fine, când făceam 11.000 de activități prin Consiliul Școlar al Elevilor și era o plăcere. De la, cum spuneam, de la evenimente educative, culturale, făceam lansări de cărți, competiții sportive, partea de mediu era de bani la început și era, cum era o chestie nouă de a aduna și de a explica lumii cu colectarea și așa mai departe. Tot felul de evenimente care ne unea. Iar la nivel de Consiliul Județean sau Consiliul Local, cum era în acea perioadă, când ne întâlneam, aveam tot felul de idei și de gândiri de a dezvolta pentru comunitate ceva. Aveam cel puțin un an întâlnire cu conducătorul administrativ, care era primarul Ploieștiului și care încercam să explicăm. Și pe unele le-am acceptat, pe altele nu. Am avut schimb de experiențe, de exemplu. Am avut în 2006, dacă nu mă înșel, un schimb de experiență cu un oraș din Grecia și unul din Moldova, nu știu acum în cap cum se numește, care sunt înfrățite cu municipiul Ploiești, de tineri pentru a înțelege mecanismele. Deci tot felul de lucruri. Ceea ce astăzi, asta este gruntul adevăr. Nu există. Sunt inexistenți. Doar o gășcuță care încearcă să facă jocurile ca să fie președinte. Dacă vor să fie șef și șefuleți, poate să facă un ONG, poate să facă ce vor. E foarte atât de simplu, poate să fie șef de clasă, dacă asta doresc, sau să fie șef acasă. Dar, din păcate, pentru comunitate și pentru ceea ce reprezintă ei, primul de elevi, este păcat că nu fac reprezentate. Asta e adevărul. Nu îți reprezintă elevii și nu îți reprezintă cei pe care i-a ales. Când, la adevăr, poate și procesul este un pic total diferit. Adică, mi-aduc aminte, noi, acum mandat, am avut un sistem fiind primul mandat, am fost aleși, liceele ne-au propus în primul mandat. Dar după aceea, al doilea mandat, când a fost Sabin Ciornea, de exemplu, care astăzi este jurnalist, s-au făcut alegeri și s-au făcut alegeri la sala Doroftei și toți elevii din Ploiești, pe liste, puteau veni să voteze. Și au putut să-ți facă campanie acei candidați în școli. Și am avut 2 tururi de scrutin cu 2 candidați. A fost, într-adevăr, cum este Constituția. Și a fost fantastic, pentru că îi puteai să-i vezi cum vorbesc. Mergeau fiecare în fiecare liceu în parte și plântau pe un program bine stabilit, iar tot altceva. Astăzi am participat, după foarte mult timp, la un adunare generală luna trecută, în care, pe lângă agramatismul unor candidați, nici ceea ce exprimă sau platine în minte pe față. Și poate să se împase în minte ei între ei, din păcate, dar
pe unii dintre noi care avem mai multă experiență și care lucrăm cu ei de atâția ani și pe care poate i-a mai și susținut din când în când, e dezamăgitor. Asta este. Probabil că asta este singurul dezamăgit pe care l-am în ultimii 20 de ani, când vezi tineri pe care i-ai crescut și în care ai crezut și vezi că o dau cu buta în bal. Dar cum vezi tu un posibil ideal candidat pentru această funcție de reprezentativitate în Consiliul Județean al Elevilor? În primul rând, un posibil candidat trebuie să aibă cunoștințe. Este primul pas. Trebuie să înțeleagă rolul lui acolo, de ce a fost pus acolo sau de ce a fost ales acolo. Trebuie să înțeleagă că trebuie să slujească mai presus de el. Că nu el este. Și trebuie să înțeleagă că forța lui nu este funcția. Forța lui sunt oamenii din spate. Este vorba de echipă. Da. Și dacă oamenii aceia nu respectă și nu recunosc și dacă mai în spate de echipă, pentru că și echipa aia în spate are alți oameni în spate, pentru că este piramidală în final, aia este forța. Și atunci poți să te impui. În momentul în care tu n-ai un vocabular, tu n-ai o prestanță, care contează foarte mult prestanța, tu n-ai un comportament adecvat, pentru că trăim astăzi în secolul comunicațiilor, în secolul social media, în care orice lucru pe care îl faci, îl găsești. Nu mai este ca cu 20 de ani, când făceam o poză cu telefonul și aveam 3 pixeli. Oricum nu vedeai nimic în poza aia, nu prea inteligent, dacă era poza ca de buletin. Astăzi avem atâtea rețele socializare în care orice lucru pe care îl putem face apare acolo. O ataport acolo, rămâne acolo. Încercăm foarte mult comportamentul pe care un candidat îl are. Pentru că, până la urmă, el este imaginea întregului spectru de elevi. Tuturor elevilor din județul Prahova. Da? Dacă pui în frunte un elev care are un vocabular neadecvat, dacă are un comportament neadecvat, dacă face anumite lucruri care, să zicem că sunt interzise sau care nu sunt legale, atunci ce reprezentă sau, mă, cu ce prestanță vii tu în fața mea, nu a mea ca și consilier local, dar în fața mea ca și primar sau în fața mea ca și președinte de Consiliul Județean sau ca și prefect, să-mi spui ce? Cum te mai impui când tu nu reprezinți ceea ce ai vrea tu mie să-mi ceri? S-a urmat să fie următoarea întrebare. Consider că în 2024 Consiliul Județean al Elevilor poate fi un posibil colaborator pentru Capitala Tineretului 2024, pentru proiect. Elevilor poate să fie un colaborator pentru proiectul Capitala Tineretului din România dacă se trezește și dacă realizează că pot pune țelul și ce înseamnă Capitala Tineretului mai presus de ei ca persoane. Aici este marea problemă, dar la momentul actual, acum este el format sau cum este el ca și structură, nu. Pentru că nu vedem plusul valoare. În final, noi construim pentru comunitate și dorim să dezvoltăm un ecosistem care să fie sănătos. Asta e cuvântul. Și care să fie trainic. Și atunci, ca să fie trainic și sănătos, trebuie ca baza să fie sănătoasă. Dacă tu pleci cu o bază putredă, pică pomul. Cam așa și aici. O să usucă. Cu siguranță. Și este foarte important ca imaginea elevilor să fie într-adevăr una astfel încât și la nivel local și la nivel județean și în posibilele instituții cu care Consiliul Județean al Elevilor va colabora, da, să nu, poată nu este cu adevărat să doar fie între, reprezentant. Între Consiliul Județean al Elevilor sau Consiliul Școlar al Elevilor, în fine, și Capitala Tineretului sau FJT-ul sau Eurospirii, nu, este o discuție care este între această entitate, Consiliul Județean al Elevilor și orice alte instituții. E vorba de cum te prezinți, cum reprezinți. Că nu e vorba doar de noi, Doamne ferește. E vorba de municipalitate, e vorba de prefectură, de Consiliul Județean, de inspectorat. Pentru că, până la urmă, și profesorii, ca să te respecte, trebuie să aibă de ce. Cu siguranță. Exact cum ai spus. Respectul ți-l găștigi. Da, nu se impune niciodată. Nu se impune. Mai mult decât atât, cred că trebuie și făcute anumite activități, anumite proiecte, astfel încât într-adevăr se vadă, uite, Consiliul Județean al Elevilor se mișcă, face chestia asta și încearcă într-adevăr să aducă un plus valoare pentru comunitate. Ceea ce este cel mai important de înțeles că voluntariatul în sine nu impune șefii. Da? Voluntariatul în sine dezvoltă lideri care sunt recunoscuți, pentru că tu faci o muncă pro bono, o muncă benevolă. Nu ai cum să ți impună când faci ceva care este voluntar șefii.
Și atunci, dacă tu nu se creștești respectul și nu doar al echipei, al tuturor, nu ai cum să te impui. Asta este important de înțeles în orice structură de care am vorbit la nivel de voluntariat, fie că vorbim de sector de tineret sau alt sector. Este o chestie simplă, nu poți să impui șef, pentru că un șef, ca să-l impui, are să fii plătit ca să-l accepți. Și o diferență foarte mare între șef și lider. Da, și eu cred, într-un principiu, cum că liderul este întotdeauna cel ales de echipă și niciodată nu va fi superior echipei, va fi tot timpul parte din echipă, da. Și va încerca să-i facă pe toți să se simtă. Să înțelegem că funcțiile sunt trecătoare. Este important ceea ce rămâne după tine. Fie că vorbim, nu știu, de președintele României, care până la urmă, conform ție, este limitat la două mandate, de prim-ministru, parlamentar și coborăm până la șef de organizații. Nici o funcție nu este efemeră. Da? Și la final contează omul. Pentru că în momentul în care nu mai ești în acea funcție, atunci realizezi dacă ai fost sau nu bun, atunci realizezi dacă te mai salută lumea, dacă te mai respectă lumea. Atunci, acela este șocul pe care îl ai. Și acolo poate fi un șoc pozitiv sau un șoc negativ. Da. Acela este momentul în care se vede dacă într-adevăr exact. Pe parcursul mandatului ai făcut ceea ce trebuie. Corect. Pentru comunitate, pentru echipă și așa mai departe. Da. Și vreau acum să focusăm discuția într-o altă direcție. Este un proiect de suflet pentru tine, Eurospirit. Și aș vrea să ne povestești despre asociație. Cu ce anume se ocupă? Cum anume ai înființat-o? Cum anume ai ajuns să fii președintele ei? Da, Eurospirit este un proiect de suflet pentru că a plecat când eram tânăr, 21 de ani. E un proiect pe care l-am fondat cu Paul Olteanu. Astăzi o persoană celebră, putem spune, Paul Olteanu, fondatorul Mind Architect. Și împreună cu Paul am, fiind colegi de clasă și de bancă în perioada gimnaziului, am să pornim acest ONG care să fie de tineret și focusă parte de educație. Și practic așa am pornit cu Eurospirit în 2009. El venea cu experiența lui din România, făcea el pe partea de comunicare și marketing la Universitatea Română Americană. Eu veneam cu experiența mea din sănătate și am zis că putem crea acel motor care să facă diverse lucruri. Și anul facem 15 ani. Pe 15 octombrie 2024 vom împlini 15 ani de când existăm. 15 ani în care am avut ani, putem spune, în care ne-am atins țintele, ani în care nu ne-am atins țintele, dar am avut cu siguranță proiecte care au marcat. Și vorbim de în primii ani de Festivalul de Muzică Rock Free Fest-ul, care a fost din 3 ediții, 2010, 11 și 12. Vorbim de reușita de a impune în Consiliul Local înființarea unui Consiliu Consultativ pe probleme de tineret la nivel municipiului Ploiești. Și în ultimul rând vorbim de cele două candidaturi la care am fost probabil principalul organizație care am contribuit la ele pentru Ploiești Capitala Tineretului. Și de aici, după aceea, vin și celelalte evenimente, că vorbim de de evenimentul de la Cala Cai Putere, că vorbim de concertul caritabil, că vorbim de concertul de muzică de film. Sunt N evenimente pe care numai în 15 ani le-am tot realizat. Eurospiritul este și anul acesta, practic, a devenit primul, a reușit să mai fac o premieră de a crea primul centru din ret la nivel de municipiul Ploiești, la nivel de județul Brahova, pentru că nu este altul. Așa numită casa tineretului din Ploiești, unde tinerii se pot întâlni, socializa, avea activități. Tot timpul spun că casa tineretului este locul, este laboratorul. Este locul unde ne vin ideile, este locul unde tinerii vin, îi spune ideile și normal, șlefuite le putem pune în practică. Și practic ăsta a fost rolul acestui hub, numit ca un hub de tineret, acestei case tineretului, de a dezvolta ideile și de a fi în stare ca în 2024 să avem succes. Și practic asta înseamnă Eurospirit, a plecat de la euro, că ne gândeam la valorile europene și normal spirit european. De acolo a plecat și denumirea la momentul când am creat-o. Da, mă bucur mult că în Brahova avem într-adevăr un loc pentru tineri unde ei să-și poată desfășura activitatea și să meargă acolo, să se gândească, să se întâlnească
și să discute despre posibile activități pe care să le desfășoare împreună, posibile proiecte, astfel încât, într-adevăr, la finalul anului 2024 să rămână ceva și să fie o mulțime de activități pe care tinerii le-au desfășurat, da, cu ajutorul vostru, ca mentor, într-adevăr. Asta încercăm să facem cât putem și să ne implicăm cât putem și Paula, chiar dacă are un program mult mai complex decât al meu, a promis că în 2024 să fie la două evenimente pentru Capitala, să fie ca și un cadou al lui Caploieștean pentru acest proiect. Foarte interesant. Acum aș vrea să ne focusăm pe partea de Preipoți, echipa de robotică din Colegiul Național Mihai Viteazu, care mentorează cu ajutorul tău și echipa Little Brave, unde ești mentor. Și aș vrea să te întreb, ce planuri ai cu această echipă de Lego League? Să mergem la Houston. Asta este planul meu în 2024. Să le-am, așa cum le-am promis și lor și o spun și public, nu este problema, că dacă ei vor reuși calificarea, eu voi reuși să obțin finanțarea. Să mergem la Houston. Am mare încredere în echipă. Atât prin prisma faptului că îmi plac foarte mult cei de la Brave Boss ca și copii, ca și tineri. Îmi emană anumite sentimente și văd la ei anumite calități care cu siguranță ajută foarte mult pe cei mici să se dezvolte. Și atunci chiar cred că avem o șansă foarte mare de a reuși și de a merge la faza internațională. Este un proiect dezvoltat cu Fundația Comunitară prin proiectul Științescu, prin care am dezvoltat acest atelier STEM, prin care, într-adevăr, avem 12 copii, ei chiar sunt copii, care săptămânal, măcar o dată, dacă nu chiar de două, sau de două ori, se întâlnesc și lucrează astfel încât să fie pregătiți pentru competiția care va avea loc în 1 ianuarie, spre final. Și consider că este foarte interesant faptul că încă de la o vârstă foarte fragedă învață să lucreze în echipă, învață ce înseamnă. Da, cine... sunt foarte multe lucruri care s-au schimbat, inclusiv copilul meu, care numai are 5 ani, lucrează în partea sa de Lego, de dezvoltare și văd anumite lucruri de dezvoltare pe care normal că eu la vârsta lui n-am avut această oportunitate. Normal, extrapolând și mergând către echipa Little Brave, pe lângă oportunitatea pe care o au de a lucra cu cei mari, de a fi mai ușor într-un final de a ajunge și în echipa mare, în momentul în care vor avea vârsta și aptitudinile, se dezvoltă niște calități, niște lucruri în ei astfel încât să se dezvolte altfel. Cred că un spirit civic se dezvoltă. Și partea asta de a lucra împreună într-o echipă care nu este la fel ca echipele care sunt de robotică, cele mari care sunt din același liceu, aici lucrează elevi din mai multe școli. Este inclusiv o altă componentă care îi aduce să fie împreună, pentru că în final fiecare vine cu ceva. Tot timpul spun că un tot e ca și o familie, niciodată soțul, soția nu vor fi la fel. Ei trebuie să se completeze ca să formeze un tot. Așa este și echipa de la Little Brave. Ei fiecare vin cu o anumită componentă, dar împreună pot avea succes și asta se întreagă și ei inclusiv, faptul că nu este o competiție între ei. Ei trebuie să fie o echipă, iar ei trebuie să câștige în fața celorlalți. Și cred eu că au toate ingredientele pentru a reuși în 2024, dar ține doar de ei. Exact, asta este ideea unei echipe ideale. Modul în care fiecare contribuie cu câte ceva, fiecare își face task-ul lui, pentru că la final, robotul, rezultatul să fie cel mult așteptat. Și bineînțeles să ajungem și la internaționale. Da. Cum aș vrea să mergem spre o altă direcție? Știu că ești un fiind cunoscător al istoriei și îți place foarte mult partea aceasta. Și voiam să te întreb, nu știu, gândit în trecut, de ce Ploiești nu are un centru istoric, uite cum este Sighișoara, cum este Brașovul, cum este Iașul, unde tinerii să poată concret să iasă? Ploiești are un centru istoric, chiar dacă nu-l vedem noi. Vorbim de fostul Lipscan. Fostul Lipscan era undeva în zona, în spatele a ceea ce astăzi numim Casa Albă sau Palatul Administrativ. Eu cred că Ploiești poate dezvolta un centru istoric sau un centru civic. Pentru că, la urmă, ne mai fiind clădiri istorice, vorbim de centru civic.
Iar acel lucru se poate realiza doar prin niște hotărâri și niște politici publice pe zona pietonală, unde, într-adevăr, să acceptăm doar partea de Horeca. Și atunci, într-adevăr, se poate dezvolta pe acel segment din zona Piaței Victoriei. Mă refer foarte mult și la ideea aceasta de centru unde tineri din afară se poate să vină, să viziteze Pleștiul, să stea la o cafenea. Da, da, să m-am fost, de exemplu, ieri la Târgoviște și am fost în centru civic. Și da, sunt numai cafenele, restaurante și mai departe. Cred că se poate dezvolta acest segment, trebuie puțină voință politică, probabil, astfel încât să avem curajul sau să aibă curajul de a impune o hotărâre de consiliu local prin care să poată funcționa doar firmele din mediul Horeca. Înțeles. Te-ai gândit vreodată când erai mic că o să ajungi în punctul acesta și o să ai atâtea proiecte implementate deja? E complicat de spus. Cred că când eram mic, ca orice... Cum te visai ca orice când erai mic? Vreau să fim pensionari. Dar asta este partea a doua. Nu ai cum să-ți imaginezi ce va fi în viitor, pentru că ne imaginăm viitorul la ceea ce avem astăzi. Iar lucrurile au schimbat enorm. Dacă mă uit, de exemplu, nu știu, am avut șansa să ies prima oară din țară în 1995. Nu era născută. La 6 ani de la Revoluție. Și aveam 7 ani. Copilul meu a avut șansa de... și am fost cu trenul. Și am fost până în Ungaria. Deci o distanță foarte mare. Copilul meu, în schimb, a avut șansa. Și copiii altora, normal. O generație de asta a avut șansa, de când s-a născut, să meargă cu avionul până în Franța sau până în alte țări. Deci s-a schimbat enorm de mult lucrurile. Probabil că acum 20 de ani nu-mi imagineam ce înseamnă social media și nu anticipam ce înseamnă social media și efectul pe care îl va avea. Deci lucrurile se schimbă amețitor și cred că se schimbă cu o viteză mult mai mare decât se schimba în perioada părinților mei. Pentru că sunt alte vremuri, tehnologia avansează fantastic, inteligența artificială, ceea ce este astăzi, o să se meargă în următorii 5-10 ani la un nivel pe care nu ne imaginăm. Până avem și la Ploiești pe Mihai Ranetti, care dezvoltă neuronul artificial și tot ce dezvoltă în jurul acestui concept care face lucruri extraordinare. Și care bărui că la un moment dat va dezvolta și acel, se spune, robot uman, care în baza inteligenței artificiale m-a învățat foarte mult. Asta nu înseamnă că cred vreodată că omul va putea fi substituit. Nu există. Nu ai cum să-l faci să învețe singur. Pe acel robot ai nevoie de om ca să poți să-l înveți să facă ce are de făcut. Dar revenind, nu imaginam. Nu imaginam nici cum o să arate Ploieștiul astăzi. Poate aveam unele lucruri s-au îndeplinit, alte lucruri nu s-au îndeplinit. Văd o schimbare enorm de mare din momentul în care în Uniunea Europeană a ceea ce a însemnat investițiile din fonduri europene. Cine nu le cunoaște, minte, din punctul meu de vedere. Se văd niște schimbări, se văd în sistemul educațional deschiderea care am avut-o, pentru că am intrat în sistemul Bologna, sistemul de exchange, de a face acele semestre de schimb, de studii. Se văd în oameni care au făcut acele mișcări și au venit cu altă viziune și se vede și sistemul educațional, pentru că vrând nevrând trebuie să recunoaștem că în România, pentru a schimba ceva, o schimbăm prin reguli. Inclusiv ceea ce astăzi facem prin partea de reciclare și de colectare. Numai prin impunerea unor reguli și a unor amenzi, a unor taxe, le putem schimba un pic forțat. România s-a digitalizat foarte mult, datorită sau din cauza, cum ar trebui să vedem fiecare cum privim, a pandemiei. Forțarea pe care s-a făcut în România în 2 ani de pandemie, din punct de vedere al dezvoltării pe parte de IT, pe parte de digitalizare, este enormă. Dar nu am fi reușit fără pandemie. Și atunci, de aceea și zicem, din cauza datorită. Normal că datorită s-a dezvoltat, pe de altă parte, din cauza știm foarte bine câte pierderi au fost în urma acestei pandemii. Da. Din exterior pare cumva că s-au cam ieșit toate până la această vârstă, cel puțin pe plan personal și profesional. Și aș vrea să te întreb, are Radu Simionescu un vis încă neîndeplinit? Întotdeauna.
dacă nu visăm, nu ne dezvoltăm și tot timpul învățăm. Plăcerea mea cea mai mare este când merg în vacanțe, în concediu, de a studia cât mai mult acele localități sau acele țări în care merg și de a vedea ce putem face în comunitatea noastră de a schimba ceva. Și întotdeauna am un vis și da, am un vis care va începe în câteva zile, numit Ploiești 2024, în România, dar mă gândesc de asemenea ce se întâmplă după 2024 și ce putem face pentru a ține ștacheta sus, pentru că vom face mult. De tot timpul spun că în 2024 o să scriem istorie și chiar vom scrie istorie prin evenimente și prin ceea ce facem, dar în momentul în care fixăm un anumit target, trebuie să-l menținem acolo, iar acolo acela o să fie practic țelul meu de a face tot ce stă în putere, chiar dacă voi fi în spate, ca acel prag de calitate să se mențină. Foarte interesant. Radu, te-am invitat la podcast și nu am vrut să vorbim despre zona politică, pentru că sunt sigură și știu, cunoscându-te ca om, că tu cumva împarți zona politică de zona de tineret și de activitățile pe care tu implicit le desfășori în această arie. Însă aș vrea să te întreb, întrebarea roșie a zilei. Este Radu Simionescu un potențial candidat pentru funcția de primar, așa cum se zvonește, pentru municipiul Ploiești? Dacă este sau nu un potențial candidat pentru municipiul Ploiești în 2024, mă gândesc 2024, aici, da. Aici este întrebarea, nu vorbim de viitor? Pentru unii poate că da, pentru alții poate că nu. Dacă mă întreb pe mine personal, eu nu candidez în 2024. Pentru mine, Ploiești 2024 este mult prea important, este proiectul care îmi încununează 20 de ani de activitate pe acest sector de tineret și atunci nu-mi permis să eșuez. Iar o candidatură la nivel de primar al municipiului Ploiești, punctul meu de vedere, șterge cu burete tot ce am făcut în 20 de ani. Și atunci, nu. Nu sunt nici în poziția în care să am nevoie de acea funcție, nici în poziția... Eu vin în mediul privat, eu acționez în mediul privat, nu am contracte cu statul, atunci nu am nicio problemă pe acest sector și atunci nu îmi doresc. Din poziția pe care o am și în care am fost ales în 2020 de consilier local, mi-am asumat prin candidatură trei lucruri. Să dezvolt Consiliul Consultativ, să câștig titlul de capitală și să scriem strategia. Mai am strategia. Și pe care o face și pe aia în 2024. Dar în rest, dacă vorbim de candidatură în 2024 la funcție de primar, este exclus. Și toată activitatea pe care tu o desfășori este pentru tineri, astfel încât tinerii din Ploiești să poată să se dezvolte, să se simtă ca acasă în Cum spuneam, orașul lor. Și repet, dacă vrem să dezvoltăm și să avem un viitor în acest oraș, trebuie să investim în tineri. Că unii ne zămăgesc, că alții eșuează, în 20 de ani îți închipui că am avut și cazul de succes, și cazul de eșec. De este normal, dacă numai cine nu muncește, nu greșește și numai cine nu încearcă, nu poate să nu eșueze. Și atunci, da, tot ceea ce fac, asta fac pentru tine și pentru tineret. Eu activez în mediul privat în arhivare. Arhivarea mea nu are nicio treabă, că nu pot să arhivez tineri. Deci nu, câștigul este... sufletez probabil și câștigul este pe termen lung de a crea acele premise, pentru că în final și eu am un copil care îmi doresc în 2000, când o avea el 19 ani, 2000 și ceva, să aibă de ales între a pleca din țară și a rămâne în România. Eu în 2007 am simțit că n-am de ales și am plecat. Eu îmi doresc ca lui să-i creeze acele premise în care el să spună da, rămân în țară sau rămân în Ploiești pentru că am ce face, am cum dezvolt o viață socială sau plec în afară, dar oricum am în Ploiești ce să fac. Plec în afară ca să mă dezvolt, dar mă întorc după aceea tot în Ploiești. Ăsta este practic idealul și este idealul pe care în ultimii ani de când am copil și o familie mi l-am creat și pentru care chiar cred, pentru că tot ceea ce fac și nu mă neapărat de partea tineret. Vorbim și de partea de antreprenoriatul în care sunt implicat în sectorul patronal, fac pentru a dezvolta comunitatea, pentru că comunitatea, așa cum și la început, se poate dezvolta doar prin toate aile, doar dacă toate sectoarele sunt implicate. Altfel, nu avem cum.
Și eu cred că primarul pe care ni-l alegem sau conducerea pe care ne-l alegem este oglinda populației. Și numai dacă ne dezvoltăm comunitatea, putem avea ceea ce ne dorim. Pentru că cu toții idealizăm. Da, la toți ne-ar plăcea să-l avem pe Barack Obama președinte. Da? Dar avem oglinda societății. Ca să putem schimba și avea ceea ce ne dorim, trebuie să schimbăm în temelie. Și dacă fiecare schimbăm o bucățică pe ceea ce face el, o să fie garantat. Normal, pe termen mediu și lung. Să avem doar răbdare. Exact. Este vorba despre echipă și despre modul în care fiecare trebuie să contribuim la rândul nostru. Corect. Cum, spre final de podcast, aș vrea să le transmit un mesaj tuturor celor care ne-au urmărit până acum. Să creadă în ei, să creadă în 2024, să nu uite că în 2024 poți scrie istorie, pentru că istoria nu o scriu eu pe persoană fizică, o scriem împreună, ca și echipă și ca și comunitate. Siguranță. Și asta e cel mai important. Dacă ei cred în ei și dacă au o idee sau o propunere, oricând ne vor găsi la Casa Tineretului, dar cel mai important este să facă ceea ce fac din pasiune. Dacă faci din pasiune și nu o faci dictat de cineva sau ceva, vei avea succes, indiferent ce. Nu? Eu consider că nu există, nu se poate, există, nu vreau. Și asta este tot. Radu, îți mulțumim că ai acceptat invitația și că ne-ai împărtășit din informațiile tale și din experiențele tale de viață și mai mult decât atât suntem mândri că te avem în comunitatea prahoveană și ploieșteană și că desfășori atât de multe activități pentru tineri. Iar dumneavoastră, celor care au urmărit această emisiune, vă mulțumim și vreau să vă reamintesc faptul că Ploieștiul nostru are și pagina de Instagram și de Facebook și de TikTok și vă încurajez să dați un follow Ploieștiul nostru pe rețelele de socializare. Până data viitoare, vă încurajez să urmăriți celelalte podcasturi și vă urez la revedere!